Hei, bună ziua și bine ați venit la Joc și Vorbe. Eu sunt Paul și cu mine este Edgar. Hei! Și în seara asta ne jucăm Mass Effect 2. Miranda, dă-te la o parte că nu văd pe doamna Shepard. Salut! Iată! Sunt în club. Accurate representation. Eu în club. Eu distrându-mă în club. Mergi mai într-un colț să fie exact cum fac eu în club. Mema cu they don't even know I'm bla bla bla. Da, aia să se iau în club. Mi-e jenă să stau jos acolo pentru că poate trebuie să engage cu oamenii aia. Deși probabil că nobody cares în club. E la colțul meu. Da. Du-te ia de băut ceva. Bottle of brandy. Avem nevoie de aia. Știu. Știi că ai zis că n-avem timp de a Bottle of Brandy? Da. Și ne-a lăsat comentariu Ioana că... De ce? Nu știu, vezi, deschizi tu comentariile. Că mă uit la comentarii, nu te mai grăbi, don't jump the shark. Păi, dacă am tot am adus în discuție. Da, nu e ca și cum avem așa multe. Nu mai sări rechinul. Nu s-ar rechinul, Edgar, am vrut să fac o tranziție foarte seamless în citirea comentariilor, dar tu ai zis, nu, Paul, nu este segmentul corect și... Scuze-mă, am vrut doar să zic în română, nu sări rechinul în mână, sună pe la gheos. Nu să-l face. Este cine tu... sare rechinii? Fonzi. Da. The Fonz. Ideea e că ai făcut un pic de fast track și vreau să mergem înapoi... How dare you accuse me of fast tracking? Că ai vrut neapărat să ajungem acolo și eu aș vrea, unde văd harta. Good sir, it is over now. Vreau să ajungem așa la Normandy. Și să luăm pendele de harta și tot ce am arătat. Deși am discutat deja cu Aria care ne-a zis, du-te, merge, nu quest ne-a dat, să luăm pe Mordin, nu? Stop the collectors. Quest. Noi aveam quest-ul. Am vorbit cu ea ca să știm cam pe unde ar fi Mordin. Da, exact. Enter the Quarantine, așa, Enter the Quarantine, zonă acolo e Mordin Schools. Așa, i-a dat să dăm Enter the Quarantine. Bine. Și Archangel l-aveam noi deja. Exact. The Convict e fix la început, dar pe ăla l-am sărit. Exact. I don't give a shit about Zayed. Păi acum vreau să mă duc la el. Du-te la Zayed, că te-ai la acolo în capăt, nu? Edgar, ai putea să zici și alte chestii ce ne jucăm decât nu-mi pasă, mă disperă. I mean, ok, mâna sus, cui pasă de Zayed din Mass Effect 2? Eu cred că e on point în chestia asta. Uite la ei. Please, you have to help me. Do I though? No one said you could talk, jackass. You Zayed Mesani? De unde știm cine este? Că ne-a zis să Elusive Man. That's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. You and Cerberus? Tu și naziștii? What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Who's your friend, Richard Butt? My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive raids, even. Please, I didn't do it. I said you got it. Tried to lead me on a chase all over the systems. You should have known better. These people always run to Omega. What's next for him? What's gonna happen to him? We're gonna turn him in for the bounty. Don't much care what happens after that. Okay, report to Normandy. Go ahead and get set up on the Sound Normandy. Sound like a fine chap. Right, I'll go make myself at home. Ah, I assume the elusive man told you about our arrangement. Ce trebuia să știi? Imediat, termină cu Zayed. Ok. I assume the elusive man told you about our arrangement. There's always a catch. I'm assuming there's some part of your contract that I'm expected to handle. That about right? Yeah. Funny he didn't tell you. Hilarious. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? Nope. He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. If there's time. We'll get to it if we can. Our mission takes priority. I know you've got bigger fish though. To fry. No. That's why I'd like to get this other thing dealt with as soon as possible. Possible. Lasă batalianul.
fucking că e beat în cur. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Deci nu mă, nu fac niciun, nu mă exprim disprețul meu față de personaj in-game. Asta nu, n-are nicio relevanță. DLC character-urile sunt băgate ca o curu în jocul ăsta. Da. You'll see. Și ambele personaje, acum, as new character in-game, mi se pare incredibil de meh. Nu rele, nu bune. Meh. Atâta tot. Ideea e că noi facem aici content, Edgar, nu facem puii față de... Îmi exprim mehitudinea față de DLC chiar așa. Se pare engaging să-mi exprim mehitudinea. E foarte, pentru că cine de acolo cu mine să scrie în comentarii. Încă o chestie, e jucat de Robin Sachs, care e un actor din Babylon 5. He's a celebrity cast. Meh, nu-mi pasă. Complaining is pointless, human. Da, e, are fața lui. Nobody gets in the rest. You can't keep me out. I live in there. Îți place conversația. Now you're not engaging with the content, not the game. Da, îți place o conversație care e oprită tot timpul de cineva zicând, eh, nu-mi pasă. Da, n-am oprit-o. Te băia doar să join in on the shooting on him. Nu. Nu așa funcționează, nu. Ai interacționat greșit cu conversația. God damn it, foiled again. Da, I told you to get lost, ladies. The plague has the whole quarantine. Nobody gets in. Nu mulți sunt cu fața în schimb. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. I'm going in for Malik. I'm not yet. Da. Zic că ai mască. Da, am mască. Domnul, am certificat, domnul. Uitați codul QR. There's a Salarian named Morden Solis in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Yeah. And go in and clean up. Are vocea de Taurian. Da, știu, dar de ce? Care e explicația biologică? Are cutia vocală cât o cameră de dans. I'm going in. Take a good long look at me. Do I look like a looter? Vezi cum te joci cu roșu și albastru, Paul? No. That's right. Cum aș și doar trecută? I'm going in. If I find looters, I'll kill them. Anybody gets in my way, I'll kill them too. I don't care. I'll call the guards. They'll let you in with no trouble. I care about the roleplay. You're stopping me, but not them? Bine, atunci, dacă ați decide, I'm down. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Nici noi n-avem grenadă, Edgar, dar trecut. Fortunately, humans are immune to the plague. Da. Ah, din fericire eu sunt imună, m-am vaccinat. We kinda are immune to the plague. Da, aici vreau să merg. Ce vreau să zic? Așa, decizi. Dacă decizia e role-playing, I'm down. Ideea este că dacă vrei să luăm tot și the best possible ending, we're gonna have to stick to one. Vreau să prioritizăm role-play-ul. Aia, perfect. Că așa am făcut și data trecută și oricum noi am jucat deja pe timpul nostru cum am vrut. Adică ne... Îl facem interesant. Ok, dar nu voiam să merg aici. O să ies. Ok, what? Nu, you're locked into the Morden mission acum. E ciudat că nu prea spune jocul ăsta cu men, ai grijă că să intri în dungeon. Bine, ideea e că aș fi mers aici și mi-ar fi zis că nu pot intra și după aia m-aș fi dus la Aria. Da, ai fost deja la Aria. Da. Schimbam armele, așa, vreau shot. Ce mișto weapon wheel-ul ăsta. Și mie îmi place. Bun. Spate asta, what the fuck? E al lui, e al lui Jacob ăla. Trebuie să iei pe al tău. Așa. Vrei să iei pe al lui Jacob? Deci mie shotgun-ul. No. Dă-mi un shotgun-ul. Ce nu ai. Have fun, ai găsit comentarii până... Da, te rog. The Blue Suns. They're the best suns. Clear to come in. Yeah. Vino-mă un pic, stai. Așa, voiam să văd cât de tare-i sunetul. E ok, e bine? E în upper yellows. Ar trebui să fie sub cât vorbim noi. Uite, gozu. Acum. Uite la gozu. What the fuck? Ce faci? Voiam să iau ăsta. S-a luat. Nu, mai este una. Ai maxim. Ah, ok, Jesus. E stupidly small clip size la început. Ce? Ah, gozu. Nu știu nici ce gozu. Gozu gozadiano, nu știi? Ah, da, îl cunosc. Cât de mult te-a stricat și te-ai căcat pe tine de râs când ai auzit că îl cheamă gozadiano?
în Ghostbusters. Eram foarte mic. Nu făceam asociații din asta porcoasă. Gozerianu. Da, da. Era Gozer the Gozerian. Ideea e că eram foarte mic. Era cartoon, Saturday Morning Level cartoon. Deci m-am uitat cu un amic prima oară, tot așa micuț, dar știam cuvinte. Și când am auzit Gozer the Gozerian, ne-am tocat pe râs două zile. Cum îl cheamă? Gozer the Gozerian. Gata? Nu, sta acolo. They're there, man. You gotta shoot them good. Ah, yeah, they got shot good. Nu știu că mă joc Gears of War, nu să mă joc. Păi e Gears of War. Must be trying to keep the plague from spreading. Human. A petrificat. Should have guessed. Da. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Ai ceva bun sau... What are we talking about? Don't blame us for this. Ah, you need help. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity. Viziunea mea asupra personajului nostru este că nu suntem muiști cu oamenii care nu merită, suntem muiști numai cu gărzi. Și batalienii efectiv sunt like super shat on by the galaxy. Da, pui mei, nu s-ai refugiat jumate din jumate specie. Jumate sunt refugiat și jumate o să primească the short end of the stick din partea noastră mai încolo. Da. Many buttons died. Yep. Don't blame us for this. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth, like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Ei, doar pentru că lucrez cu legiunea. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. Vorcha nu cred că erau intended. Cred că Vorcha a pus un număr de la chestii. În greșeală. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Morden and his clinic to the ground. I hope... Damn you! Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Ce v-a zis? Quick time-urile astea? Ah, doamne. Mi s-a întâmplat că mă bucuram de un cutscene și după aia un quick time imediat și am... Abia așa să dau palme în quick time events. Because I'm here to help you. It's what I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? Humans of the plague don't care. Morden, Winter says. I need to find Morden Solas. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. De ce sunt he's taking in refugees? Că nu ia decât localnici, e cumva spațiul lui este de spațiu teritorial Salarian? Nu știu la ce se referă la refugiați. Refugiați de la ce? Sunteți la voi acasă aici. The plague. Da, exact. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. Not just a doctor. Yeah, he's not. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. Nu, e Salarian CIA, ok, go nu, on. Nu, știi ce e Kevin din Home Alone. When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. Foarte poetic. I want to die. Whatever Morden is, I will risk it if he can reach me. Bine. I should go. Goodbye, human. Ciao. Așa. Mai știu, Renegade Points și... Renegade Points și Paragon Points sunt pe o axă sau se acumulează separat? Se acumulează separat. Ok, deci poți să ai 25 de Paragon Points și 25 de Renegade, nu se anulează reciproc. Da. Doar că nu poți să faci maxim la ambele niciodată. Bonk bonk. I love this game. It's so relaxing. Yep. Good hacking games in doi. Plac-e. Și el altul cu textele e mișto.
There you go. Hai să vedem. Zi. Poșta. Avem așa, într-adevăr, cum ai spus. Nu zău, băi, sunt tare să vorbești. Nu. Never. Ever, ever, ever. Oh, wow, the Turians being the cops of the galaxy since the prince. Nu m-aș fi gândit niciodată. Da, sunt, literally, sunt numiți the peacekeepers. Joanna, cum adică există concerns mai mari decât o strictă bună de brandy și am vrut să păstrez asta pentru mai încolo pentru că I have a whole rant. Who the fuck? E galaxia! Brandy can wait! Depinde, man, e bună brandy. Hey! Well, we have to defend the galaxy. Also, o să-i găsim brandy, îți dai seama. Of course. E dăm să bea, o să fie a whole thing, o să vezi. Porcus! Did you guys just do a porn version of Nicușor din Brăila? Și, I gotta refresh. Da, într-adevăr, asta am făcut, Paul. We did a porn version of Nicușor din Brăila. Am făcut o chestie de aia pe spate și pe față și aia, da, it da. Was a whole bit. I never fucking got Nicușor de la Brăila, adică... Zi, termini ideea. Vaga auxiliar știu despre el și pot să confirm că da, it kind of sounds like one. Deci fii atent. Nicușor de la Brăila e dude-ul ăla de pe stradă, nu? De-l filma da. Oamenii și zicea, jura și... Deci fii da. Atent. Aveam un coleg de lucru care era absolut obsedat de virale din astea low energy de pe internet, știi? Oameni random filmați da. Și puși, gen la nivel cu telecomandă, o telecomandă două, știi? Da. Thing. Și era obsedat de Nicușor de la Brăila și efectiv zicea căcaturi random de la Nicușor de la Brăila out of context la lucru când vorbeam. Doar că se prea lui amuzant să zică muci, sânge, ce dracu mai zicea Nicușor. Mișto. Și de aceea niciodată I could never get into the Nicușor de la Brăila. Verse. Din ură. Da. De la acele referințe pe care nu înțelegeai. Yep. Understandable. Cât de cât. Frumos. Cât de dar cât. Dar nu e ăla. Nu, I was also doing a reference. Ah, da, să strică, cred că nu se strică permanent, ăsta e important, dar la secundare ai grijă la ele. Că you can permanently get yourself locked out of money from saves. Credeam că am voie, bă. Nu, n-ai voie, e un pic mai hardcore. Am pățit să pierd bani așa. Că și eu credeam că, man, e pe tries, nu? Păi de-aia să-l văd. De-aia facem quick save înainte de chestii. Yes. Deci ăsta e the main route înseamnă. Sincer, nu mai știu. Sunt multe părți care arată foarte promițătoare. De ce nu vreau să fac asta? Pentru că mă enervează la culme că jocul ăsta și jocurile astea în general fac o chestie enervantă. Te bagă într-un dungeon. Da. Și I'll take it. Te bagă the main route. Da? Ăsta e, da, okay. Ăsta e. Te bagă într-un dungeon și după ce termin dungeon-ul, nu trebuie să explorezi până la final, pentru că l-a luat pe Mordin, hai înapoi pe Normandy. Da. În loc te lasă să mergi tu când ai chef. Du-te în locul ăla unde bypass-ul. Păi acum vreau să iau restul, că n-am fost de rutele posibile. Understandable. Să iei toți bani. Și mai avem un comentariu de la Ignațiu. Mersi, băieți, prima oară când râd și eu la o neștire. How dare you laugh at your own jokes? N-ai voie. Doar Tony Greco are voie să facă asta. Da, în timp ce face beat-ul și strică tot pacing-ul. Deci, efectiv, nu pute... mi se părea unwatchable Tony Greco la Divertis din cauza asta. Da, m-am uitat la Divertis-ul foarte vechi, din 90 la început, și Tony Greco nu-l dădea atunci. Da. Along the way, he just gave up. Băi, eu sunt curios. Eu știu că nu scria el textele, că erau Dor Andonesi și alții care scriau textele de la Divertis. Bă, dar nu le citea înainte? Efectiv, parcă auzea gluma pentru prima oară în timp ce nu, da. Pot și eu să confirm că nu a avut spusă prima oară de un om care chiar se pricepe să spună gluma aia, e mai haios decât ai citit. I guess. Dar, Tony Greco trebuia să facă repetiții, ceea ce sunt sigur că făceau. Și chiar și așa, râdea la glume live pe scenă. Ai grijă și ăstea, că și you can get locked out of them as well. Da. Stânga. Lăsă-mi pace. You missed it. Încă una stânga. Deci. Unde te lac culori? Da, așa mult vreau să fac.
Da, uite, nu, da, cea coadă, ai sus, am una sus, doamne, da, prostus, da, da, da. Cred că trebuie să fac matching între ele, nu, da, nu, nu, da, nu, da, nu, da. E una sus. Da, easy, aia, easy, easy, așa. Jos evit asta. Nice. Da. Hai că miram că era like, you must not get the whole point, că n-ai fi greșit în halul ăsta. This is what they do at work. Eu toată ziua la muncă. This site is, am evoluat low. Da, nu mai joc wipes. Ok, acum. What? Ce face Paul la lucru? Trebuie să scrieți fanfiction. Fiecare hacking minigame, ăla din Bioshock, ăla din Fallout, mi se pare cel mai fain hacking minigame, by the way. Care era? Ah, ăla cu textele, cu literele. Da, da, da. I mean, ăla e literally what you do at work. Yep. Trebuie să găsești codul în the code. Yep. Yep. Da, da, asta a fost poșta, foarte frumos, apreciem și la mai mare. Citim tot, looks like he tried nebuni to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. And he clawed his way out ca să nu moară ca un animal. Nice. Ar avea sens dacă era lambda. Yeah. Bastards sealed us in this room. Said we're infected. Idiots can't tell the difference. Efectiv, between COVID. And a simple cough. E doar o gripă. Now, but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards. Wow. Ce rasă sunt oamenii de acolo, mulți? Turian? Oh. Turian. Oh man, this criminal group! Aveau cod de onoare. Now they're literally filled into drugs. Are you winning, son? Oh, he's winning hard. Davis died last night. That comedic timing. Good to hear his voice. The company is nice. Nobody should. Vezi că nu poți să mergi și să ascult locul în continuare. Nu, pentru că acolo la difuzor nu e pe tine. Ca în alte jocuri mai bune. Doamne, jocurile care te lasă să asculti locurile în timp ce te miști. Jocurile care nu întrerup locurile când se întâmplă altceva. Ca să nu trebuie să stai pe loc ca să le asculti. I mean, câte sunt așa? Foarte puține. Off the top of your head. Nu știu și erau enervat. Uite, am mai vorbit în The Division. Erau cea mai mișto parte din poveste. Să asculti locurile supraviețuitorilor lăsați în... Da. Găsite pe mm-hmm. environment. Dar dacă făceai doi pași prea în față, începea voice prompt-ul de la misiune și... Okay. Sigur nu începea chat-ul de angajat Ubisoft? Ba da, exact, da, începea. Așa, da, da. Și iară... It's a dialogue, ăla ai fost aici. Da. Ai deschis o ușă. Da, da, știu. Acum am tot ce acolo. Mi se pare că e ceva acolo. Aici trebuie să fie. Mm-hmm. Da, și... Ce-mi place foarte mult, în schimb, și am văzut-o implementată doar în jocuri de PlayStation, de Sony și din astea, în Uncharted, de exemplu, că dau banter personajele și întrerupe un voice line altceva. Mm-hmm. Și în God of War, de exemplu, era la... Când vorbea, îți povestea chestii Mimir și se întâmpla un alt event și, sau te dai jos din barcă să faci ceva. Și atunci... Da, ce probleme de rău. We saw that door open, we thought those Turians had found us. Și atunci... Când se referă la faptul că nu poți să infectezi. Când te urcai înapoi în barcă, știu, când te urcai înapoi în barcă, continua povestea de unde a rămas. Uite, știi? Ah, ok, where was I? La fel și în Uncharted. Da, aveau replici de conectare. Da, erau. Da, da. Și după aia reîncepea din calupul de replici pe care îl întrerupsese eventul respectiv. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are they after you? Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Suns territory. Yep. I'm looking for Solaris. So investigate Vorcha, plague, Blue Suns, don't care. Looking I need to find Mordant Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. E cu voi, you dumbasses. He's taking in refugees now, trying to help plague victims, offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure, a doctor with military-grade mechs helping people for free.
on Omega, grow up. You should go to the clinic. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Salarian might offer me sanctuary. Hiding here won't save you. Cowering in this apartment might keep you alive for a while, but if the mercs don't get you, starvation will. Easy for you to say. You're a soldier armed to the teeth. We're just ordinary people. Yeah, you're making racist, me out like we're cowards or something. A coward accepts death instead of fighting to stay alive. Yep. If you want to survive, you're going to have to earn it. I'm taking out every Vorcha and Blue Suns group I find along the way to Morden's clinic. But I can't hold your hand while I'm waging war in the streets. Yeah. Okay. I guess if you can clear a path, we can follow. Like you said, it's our only chance. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Okay, maybe we'll meet you there. Mississippi man. We'll let you clear the way. Oh, you're white. And I'm human. Very white. Cum ar fi să fie rasist în galaxie, dar să fie și white supremacist pe deasupra? Why? Să fie așa granular de tot. Da, da, da. Niveluri diferite. Like, oh, we hate the filthy aliens, but we also hate the filthy browns and blacks. Să fie... like, dude. Și să fie din ăștia care zic, bă, nu știu, deci eu nu supăr să trăiești, dar bă, rasismul e așa, nu mi se pare ok. Adică, de, ce dacă acceptăm? Dacă n-acceptăm este doar ca să te exaltești, acum nu înseamnă că trebuie să ne coborâm standarde pentru oameni, nu? Nu, să fie, eu gândeam să fie foarte progresiști pe partea de, pe partea umană. Bă, suntem toți oameni, suntem together. Asta se întâmplă în orice rasism în SF-ul. Nu, nu, nu. Zic să fie legit white supremacist într-un SF. Nice. Și să aibă filozofia asta că nu-și coboară standardele doar pentru că au apărut ED. Vai, dar nu era chestia aia de la... BOOM! Vai, ce mă fișeam. Oh, that's a nice ability. No! Ah, fix în aia te-ai băgat. Nice fire, though. Help, please. Da, exact. Arată frumos, dacă ăla ai. A, așa. Mulțumesc. Yeah. Bă. Încarcă o dată. Yeah, the Vorchas. The Vorchas are fucking awesome as a species and they're the most hated. Because they're not pretty, de aia. Pentru că nu vrea să-i fută galaxia ca pe Asari sau pe... Eh, dar mai multe despre aia când ajungem pe Iliu. More like Ash, Ari, am dreptate. Well, I mean, it's pretty much the consensus in the galaxy, Paul. Everybody likes the Asari. Pentru că e avantajos pentru ele, din punct de vedere genetic, să le placă. Yep. Toată lumea. Efectiv, tot designul rasei în sine este... A, da, și este o rasă foarte horny care se fute cu oricine și este atrăgătoare pentru orice altă specie din galaxie. V-ați gândit mult? Nu, luat mult să vă gândiți la asta? Cum e asta, Paul, că they're very conventionally human-looking. How does that work? Efectiv, aceeași lucru ca în Star Trek Original Series. Ah, da, green. Toate specii extraterestre au femei care sunt femei om bună de pulă și pintate în diverse culori. Take me to the nearest green chick room. Da, da, exact. Ah, și culmea, organe compatibile. The Blue Suns have given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Okay. Most of the internet, I'm always the turf. Yeah, the turf in sense of the magic. Turf. Doesn't pronounce it very good. Turf. It's the turf. Nope. Ce are de acolo? Oameni. Spurie mi today? Okay. Spurie mi today, da. Okay. Yes. Look at this. Ai, și până și designurile astea mai modulare arată bine în Mass Effect 2. Yep. Madison Remaster. Again, o chestie care îmi place foarte mult la setting-urile SF și în general, că se folosește estetica asta foarte unghiulară. Da. Care e foarte ușor după aceea de remasterizat, fără să trebuiască să le rotunjești, cum au făcut, de exemplu, anumite companii care fac remasterul de jocuri. Oh, iată. No funny business once you're in the clinic. Unless you want to deal with those mechs. E ca și cum a avut timp de dezvoltare și a fost o echipă care s-a ocupat și știa care e art direction în Mass Effect. Ca și cum chiar au investit în joc. Morden's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get.
Ok, nu niște greșe. Dar cât a ajuns, bă, EA, The Sorry, Good Guys? Too busy to stop and chat. Mă rog, nu au ajuns The Good Guys. Sunt multe companii mari care au făcut Good Remasters, nu asta e chestia. Ideea este că more often than not se întâmplă Bad Remasters. Nu că more often than not. Toate remasterurile proaste sunt făcute de companii mari. Asta era The Venn Diagram. Da. De ce nu am un assault rifle? Ba, îl ai. Cum să n-ai? Nu este. Shepard. Ah, n-ai clasă înseamnă. Ah, da, ok, are sens, da. That explains a lot. Morton Bună. Saved my life. I owe him everything. Oh, easy for you to say, you're a Turian. What about this the Vorcha and the Batarians? This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Mwah, 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 mwah. I mean, it's more pish age in colds. Professor, wow. We're running low on topoxin. Use Melanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in Batarians. Oh, that's a voice I haven't heard in a long time. Got it. Sunt tot în tâi. Poți să mai întorci aici, cred că... Știu că poza... Vreau să nu mai petrec timp întorcându-mă, da. Dacă se poate. Prima chat, nu? Hai să vin cu our favorite boy. Hey, Mengele! Salut, fermă. Sup! Foarte prețios element zero ăla, ce caut acolo pe masă? Nu mai este pe masă, e ok. Ne-a ocupat. It's gorgeous. Gata, ok. Salut, Mordin! Sunt eu! Ne cânti? Professor Morton Solis? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees, no mercenary uniform, quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague? Investigating possible use as bioweapon? No. Too many guns. For the love of God, take a breath. I came here to find you, okay? I'm Commander Shepard. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Se vede că jocul ăsta... Se vede că jocul ăsta a fost făcut când era House popular la TV. Oh, fuck, da. Da. Legit. Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? We're after the collectors. I'm on a mission to shut down the collectors, and I need your help. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Based. Okay. Why can't anything be simple? Just once I'd like to ask someone for help and hear them say, sure, let's go, right now. No strings attached. Life is a negotiation. We all want. We all give to get what we want. Ok, domnul. Ok, cum zici tu? Ne atacă? What the hell was that? Sunt sindicate pe salaria. Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Him. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. I'll keep an eye out. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future, I hope. I'm in the Sigutarian. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. Am urât efectiv tot. Teama de Vorcha. Vreau să știu ce spune despre Vorcha. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Mi se pare că chiar așa era, nu? Da, chiar așa este, dar... Adică nu poți fi o facțiune de Vorcha, un grup mercenar, nu. The Vorcha. Rasa, Vorcha, specia. Da, da. Era DNA-ul lor, Paul, nu știi tu. Da, exact. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. Esențialismul ăsta mă stresează. Asta e SF-ul, e, you know. De-aia, e-mail, să se termine. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Salarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Salarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Love him. Love him! Let's go. Let's head for the environmental plant. Așa, nice. Carnifex hand cannon, putem să folosim toți. Nice. E bun Carnifex-ul, pune-l pe tine. Are nume de
creatură din Fornicei, deci. Da. Da, deci. Zine, o chestie care mă enervează super tare și chestia, esențialismul ăsta cu, este specia rea, este specia de hoți și așa mai departe. Și când a fost la un moment dat... Da, cred că e echipată, ok. Da. A, toți au Carnifex acum, ok. Da, se echipă, echipează pe toți. Ok, da, când s-a discutat la un moment dat că în următoarea impresiune de D&D sau din astea nu o să mai aibă conceptul de evil races, evil species. Și, mai fac încă toată lumea s-a căcat pe ea, mă rog, știm noi cine s-a căcat pe ea, nu toată lumea, ăia care se căcat pe ei de obicei. Da. Dar cum ai vrei să faci conflict dacă nu există evil races? Așa cum există conflict și în lumea reală? Adică, da. Spune foarte mult despre cum vezi tu lumea, dacă ți se pare că singurul mod în care poți avea conflict este dacă există o specie, o rasă, o etnicitate care este inerent antagonistă, inerent predispusă să fie infractoare teroristă, cum vrei tu. Păi da, Paul, dar ceva, acum tu să știi că te caci pe le furt pâinea de la gură DM-ilor leneș. De ce ești rău? Deci, și nu numai asta, gândește cât de mișto pot să fie dintr-o dată toate setting-urile astea, că nu mai trebuie să ai, vreau să fac personaj drow, dar drow's by default evil și atunci era o glumă la un moment dat că basically toți drow's din D&D erau the one good one, ca Drizzt din povești. Și doar mi-aș fie personaj drow și era un outcast among their peers și... Majoritatea drows ar fi fost din ăia decât... Minunat. Anyway, e o tâmpenie. Plus că în momentul în care nu mai ai conceptul ăla de rasă rea, din start, toate posibilele povești pe care le spui și le scrii în universul ăsta sunt mai interesante, pentru că trebuie să creezi facțiuni care, nu știu, grupări teroriste. Nu știu, Paul, pare că am dat de păr ca un elf să fie rău. Elfii sunt buni. I know, din toată, am un elf serial killer în puii mei, de ce? Nu știu, he's fucked up in the head. Sounds contrived. un fucking halfling care comite genocid. I don't know, that sounds a bit far-fetched, adică, if you ask me. Înțeleg să faci o chestie, știi, uite, o chestie culturală, drow, cultural, din cauza culturii în care locuiesc, sunt fucking... Adică cresc într-o cultură... matriarhală, demon worshipping, chestii de genul ăsta. Are sens să fie majoritatea lor evil. Dar nu pentru că rasa în sine evil, ci pentru că cultura, mediul în care trăiesc, îi învață să fie într-un anumit fel. Why do you want to take out race realism out of my D&D? Da, exact. Mecanica mea preferată din orice joc video este când împuști pe cineva în rezervorul de flamethrower. Da. Și începe să agite ca prostul și după aia moare. De ce, man? De ce? Like, you play stupid games, get stupid prizes. De ce stai cu ăla pe spate? Da, serios? Nu poți să tragi cu pistolul ca un om normal? Da. Nu, eu voi merge cu acest punct mare de slăbiciune pe mine. Tu știi că sunt banate... Astea, cum le zice... Sunt banate flamethrowers în războaiele civilizate, nu pentru că sunt inumane, ci pentru că sunt ineficiente. Da. Și mai des iei tu foc ca prost. Nu. Nu sunt folosite pentru că sunt ineficiente. Așa, nu sunt folosite, nu pentru că sunt banate. Da, banate sunt, într-adevăr, banate pentru că sunt inumane, dar nobody really cares pentru că se pare că nowadays you can just do whatever. La fel și astea, armele biologice gen gaze, când au interzis gazul cu clor. Asta e faza, că gazele și armele biologice și în general ăsta, atacul ăsta chimice sunt cam toate interzise, dar yet they still happen. They still happen când una din laturi este foarte protejată, dar în principiu au fost interzise după primul război mondial, pentru că erau ineficiente și dacă puteau un pic vântul, ți-o luai tu în freză, în loc să-și iei inamicul. Deci eficiența e singurul lucru ce oprește atacurile astea inumane. Dacă e foarte eficient, adică, să le dai, nu știu. Motivul, într-adevăr, este că e pentru că sunt inumane. Realitatea e pentru că îți banate pentru că sunt ineficiente. Da. Dacă există cumva o armă biologică care face numai cine vrei tu să se pișe organele pe imediat,
O să fie tot timpul folosită, indiferent că e inumană. De exemplu, cum ar fi chiar acest... Ce-am făcut mai devreme? Ai omorât niște vorceaz. Nu, am uitat ce... Armă inumană. Armă inumane. A, da, plague-ul. Pe care, plague, da. Care nu rănește oameni. Ăsta dacă ar fi Bell, yeah, they do it. Adică nu știi ce au început în Wuhan, nu? Fii atent, să fie un om să ești înțelăsist și să chinuie cu să facă o ciumă care să atace doar ADN-ul celorlalte rase, mai puțin rasa albă, și să se chinuie toată viața și să nu reușească pentru că e același ADN. Știi că pe la începutul pandemiei, undeva la spitalul... Ce faci, mă? Full de la păcănele? Yep. I'm doing praxis, no. Lasă-mă în pace. Pe la începutul pandemiei, la Spitalul Județean din Timișoara, la o clinică, cred că nu era privată, dar era ceva partener public-privat. Era un institut oncologic în cadrul Spitalului Județean din Timișoara. Un dude, da, un domn medic, a zis că el are deja un proiect de vaccin. Era, cred că era înainte să înceapă pandemia la noi. Era, Bișoara, da, știu. Da, da. Care a zis că are un brevet și că deja vrea să facă teste, da, se bagă, da, pe cale nazală, dar este eficient doar la rasa caucaziană. Foarte, nu știam acest aspect. Nu știam că e o tâmpenie. Absolut fucking bad shit. Dar vrei să știi care e faza nazală? Se pare că nici el nu-i caucazian, că a făcut COVID. Hey! Nu-mi-l vaccinul. Nu, serios, omul ăsta a pretins că vaccinul te protejeze de COVID. Nu știam de acest aspect, că e doar pentru asta caucaziană. Da, da. Dar după aia, la scurt timp, după ce și-a administrat vaccinul lui, care nu este aprobat de nimeni, yep, a făcut COVID. Based. Deci mă bucur pentru omul ăsta și da, ca dovadă, in his own logic, nu ești caucazian, mai să-ți fac. Păi mai era unul. Mai era un ratat, tot așa, anti-vaccin și de asta, uite cum îl cheamă. Candidase la prezidențiale în 2019. Nu știu, da, care din ei era, nu era... Erau mai mulți din ăștia, mai niște dubioși care au apărut de nicăieri. Nu știu din ce partea cărui partid. Nu era John Ion Ban. Negativ vaccinescu. Exact, eu mai știu. Incoming! I'm telling you the shit. Truth. I work for Morden at the clinic. Damn, I came here, Daniel, to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, you got it all wrong. Those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Maybe. Don't move. One more step and we kill your friend. Kill him and you're next. Pull that trigger and you're breathing through a new hole in your head. Let him go and you walk away. Oh, God. You must think Batarians are stupid. What's to stop you from killing us if we let him go? Let him live, I let you leave. Kill him, I do the same to you. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? Da, sure. We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Okay, bye. Thank you. I thought they were gonna kill me. Morden send you to find me? It's too dangerous out here. Go help the professor tend to his patients. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you, well, everything. Dă-mi bani. Da, exact. Băi, nu înțeleg, efectiv e ton polis sistemul de moralitate în jocul ăsta, că ai făcut the good thing. Da. Da, dar e super, da, am făcut-o într-un mod rău. Jesus fucking Christ, BioWare, you gotta find a new morality system, să-mi bag pula. Na, fii atent, poți să-mi cauți, te rog, candidații la prezidențiale în 2019? Mi se pare important să știu și despre cine vorbim înainte să zic exact. Vaccin negativescu, ăla e, așa de acum. Clasi Hanis, Viorica Dăncilă, I forgot this happened. Yeah? Dan Barna, I forgot this happened. Bob the Sponge number one. Mircea Diacon, oh. Yep, yep. God. Oops. Ah, Theodor Paleologul. Oh, that for sure happened. Kill him and who not? I can buy this one, actually.
Chiar că fără ambiții foarte mari politice, din păcate, este tratată de toți cu foarte românește. Ramona Ioana Pruinsels. I have no idea. Asta e de prin partidul lui Voiculescu, parcă. Deci fie Ramona Ioana Pruinsels, da. Candidatul cu Columbei. Wow, ok. Toți sunt UDMR, PMP și asta are partidul Candidatul cu Columbei. Nu mă, nu, ce? Că da, pentru că a dat drumul la Porumbei la, în timpul anunțului. Ah, ok. Și probabil că era independent, I don't know. Cătălin Ivan. Nu. Alexandru Cumpănașu. Nu. Oh my god, Cumpănașu, how is he not member? Who member? Cumpănașu, da, candidatul memă, efectiv. Viorel Cataramă, oh my god. Cred că ăsta, de la ce partid era? Cataramă era independent. Admis în ultima clipă. Așa, și mai zim. Cred că Cataramă era. Candidat din partea Dreptei Liberale. A primit o șansă nesperată din partea CCR luni dimineață, după ce Becchi a respins candidatura, pe motiv că 94.000 din semnături dintre cele 230.000 au fost anulate. Wow. Așa, zi, mai zi candidat. Sunt câțiva mici. Bogdan Stanoevici, așa, John Ion Ban, Ninel Peina. Peia. Sebastian, așa, Sebastian Constantin Popescu. Bun, Viorel Cataramă. Da, Viorel Cataramă era. Deși iată, Viorel Cataramă. Era un indubios de ăsta, de dreapta conservatoare. Nu-i, Cataramă nu-i neapărat... este famous known tune giver de anii 90. Ah, ok, bun. Na. Da. Deci nu era cine știe ce, nu-i cine știe ce far right, dar era i dreapta conservatoare. Da. Na, și fii atent. Omul ăsta era anti-vaccin, anti toate chestiile. Foarte bine, mă. Mi se pare că s-a ispăsit nevastă sa sau ceva de genul ăsta, că din cauza asta. Foarte mișto. Ar trecut. Da. Smart woman. Așa. Omul ăsta este pe Board of Directors la Crucea Roșie Română. Iată. Chestie care, nu știu, pe mine cel puțin mă îndeamnă să nu donez niciodată la Crucea Roșie Română. Nice. Că n-am încredere dacă ăsta e omul care subă de mistare. I don't know. Băi, Cataramă e oricum e nobody takes him seriously in anything din anii 90 încoace. Ah, da, dar este director la Crucea Roșie Română. Pentru că omul are, deosebire de lipsa de interes pe care oamenii și băgarea de seamă, are foarte mulți bani pentru că e known toon giver. Like one of the OG toon giver în anii 90. A contribuit un pic la pilula neagră pe care am luat-o anul trecut. Informația asta. Nu. Știți care e faza că you're blackpilling yourself, dar probabil că dintr-un, nu știu, ai avut o părere foarte bună to start with despre things in general? Despre organizații gen Crucea Roșie, de exemplu, m-aș gândi că măcar s-ar concentra pe a avea o imagine publică, ok? Adică te gândești, vrem să avem o imagine publică ca să strângem fonduri. Eu știu că organizația asta caritabilă nu tot timpul neapărat cele mai eficiente vehicule de astea mari, mă refer, nu ONG-urile mici. Sunt bune pentru local help, nu sunt bune pentru systemic help, că nu fac nimic systemic. Că na, Crucea Roșie, de exemplu, face chestii ok, dar e atât de mare și atât de larg răspândită. Are, nu știu, o zonă de activitate atât de mare încât e greu să fie eficient cu singur chestii. În schimb, ai ONG-uri gen, ai ăia care ce fac? Dau plase de țânțari în Africa. Da. La obiect, scurci la obiect, știi? Objectively good și helpful. Și concret și face tot. Și atunci, n-aveam neapărat impresia cu Crucea Roșie, vezi, Doamne, salvatorii lumii sau ceva de genul ăsta. Dar băi, m-aș gândi că măcar le pasă de imagine. De imagine, cât să nu îl ia pe Viorel Cataramă antivaccinist. Nu, pentru că nobody knows de Viorel Cataramă antivaccinist, asta e chestia. They do know. Poate că o să pleci, I don't know. Ideea e că e mică în scope în România și they don't bother with it, probably. Dar Crucea Roșie este famously known for suing id Software și a făcut să schimbe health pack-urile în altă culoare. Da. Asta e o chestie... Dar știi că aia ține de legea internațională, dacă nu mă înșel? Da. Nu e ceva... Adică, sunt sigur că they were like, kind of like forced pentru copyright reasons să adică facă. E o chestie la nivel de Națiunile Unite. N-ai voie să folosești simbolul Crucii Roșii în orice fel de media. We're close to the environmental controls. Let's get that cure in, then hit the fans. Ce să zic, Paul?
It is what it is. Vreau ca ți-a dat măcar fucking de-a mea. Băi, cumpănașul! Cumpănașul tău. We shut down machines! Uite-vă cumpănașul! El e. Everyone choke and die! Da, băi, cumpănașul! Collectors make us strong! God damn it! Foarte bine scrisă. Deci, îmi place cum toate celelalte specii sunt foarte nuanțate, turienii au așa o direcție, ok, cultural, sunt foarte axați pe... Explică. Explică și vocea de ce sunt da. Așa. It is. Citim Codex Entry-ul după ce terminăm aici? Da, citim Codex Entry-ul ca să... Știi, salarinii trăiesc puțin, așa că sunt foarte repeziți, vorbesc mult, vorbesc rapid. Și vocea trăiesc puțin. Da, de așa știi, ăștia sunt like tot evil. Păi ne vezi ce dinți au, Paul, trezește-te. Uite, de exemplu, nu este niciun vorcea bun în tot seria asta, dar avem turieni pe tot spectru moralității. Yep. Așa, ugly egal evil. Why are you doing this? What do the collectors want? Collectors want plague! You work for doctor! Turn on machines! Put cure in here! We kill you first! Atunci cu mâinile, așa. Dă cu șut într-un cățel spațial. Da, exact. Apar un cățel de nicăieri. Vai, mi se pare că fix așa e un, ăsta, un boss character în Borderlands 3. Deschizi ușa și am văzut un video, că nu mă știu ca Borderlands 3 încă. Dar am văzut un video și deschizi ușa de la casa lui și iese cu un cățel și dă un șut cum o deschizi. Cred că n-am ajuns acolo. Când nu ți-am minteaza. Da, acolo este făcut to make fun of the trope, nu știu. Writing. Aliens non-counts, că nu sunt sapient. Oh my god, nu fi la sist. Holy shit. Nu. Trebuie să mergi la primary, nu secondary. La primary. Primary și non-council. Ok. Aici. Hai, Vorchaz. Although they resemble a mammal-reptile cross, the Vorcha have no terrestrial analog. Nu toate au voice. They are humanoid in form, but Vorcha have clusters of non-differentiated neoblast cells, like those of Earth's planarian worms. Damaged Vorcha cells mature into specialized structures to alleviate injury or stress. Transformations include thicker skin following injury, lung adaptation for barely breathable atmospheres, and stronger cardioskeletal muscle under high gravity. Skull capacity and brain size do not change, and Vorcha rarely make more than one somatic overhaul. Vorcha assault each other frequently, causing their young to gain strength, intelligence, and resilience. As a result, Vorcha see inflicting and receiving pain as normal communication. Few Vorcha study professions, in part because their average life expectancy is only 20 years. Because Vorcha can eat and breathe nearly anything, they can live almost anywhere. But racism prevents them from integrating into most societies that dismiss them as vermin. They have few employment options beyond Krogan mercenary bands. Da, okay. Fix okay. Rasismul îi oprește, nu faptul că cineva a scris această rasă ca fiind stereotip. Da. Nu, e un pic mai ok, adică nu e rasă stereotip, adică ok. Au chestia aia... e scrisă ca un stereotip și explicată științific, e race? Nu, explicată cultural, deci au reacția aia fiziologică. Nu științific, pentru că așa e fizionomia lor să se adapteze rapid la faptul că cultura s-a adaptat la acea tărătăsătură biologică, e suna race realism to me. Nu neapărat, pentru că, adică, este... Nu, ideea nu, e că e ancorat, da, știu, dar e... Știu ce la ce te referi, the Thermian argument. Yeah. Dar da. E scrisă de cineva care a încercat, a depus efort să facă, da. Să explice a vrut, această... A zis, băi, ne trebuie o rasă evil și omul chiar a depus tot efortul pe care a putut să explice fiziologic, cultural și așa de ce majoritatea Vorchaz vor fi mercenari, criminali, teroriști și așa mai departe. Also, de ce ei comunică atât de brutal? Pentru că așa și sunt ei, man. Așa se manifestă ei. Zice, hai să luăm un Vorcha și să let's bully him verbal, doar să have thicker skin, metaforic. Cure's locked in. Once we get the fans going, we should be good. Îmi plac dungeonul ăsta, că au niște dinamism, sunt au obiective mișto. I've got one left. O să vină la infinit, start moving towards the objective.
da? Da, da, da. Ușile alea închise. Da, bye! Hai, ciao! Mulțumesc că ai prejucat, altfel aș fi stat aici forever. Nu, e ok. I got you, Paul. I got you. Rezervor? 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 Ah, give me the weak spot weapon. Fraier! Uite, bă, uite, uite, uite. Incredibil. The trigger stops dacă pășești în interiorul camerei. Ok. Mervează că nu se selectează până nu apăs A. Urăsc chestia asta, mă aștept. Yeah. Mă aștept să se selectez automat la hover. One down, one to go. Let's move. Și prin hover vreau să zic că... Vreau să zic a pune cursorul deasupra armei, nu... cum zic bihorenii la prieten. Ah, am uitat, hover, dar e hover, nu e hover. Nu, bă, e hover, dar se pronunță hover. Hover, ok. Vreau mă să o să știu Arc Project-ul, ce pula mea. E foarte bun Arc Project-ul, mai ales pentru ăștia mici. Dar în cap, când tu tragi, e load time mare. Ah, ok. Bonk, de omor pe toți. It's a super weapon, also e DLC. Coming our way! Da, de-aia au venit la început, da. Înțeles. Că de-aia dialogul era cu grenade launcher și da, nu cu Arc Reactor. E pay to win power asta? Da, este. Iată. Am băi, eu nu cred că există pay to win, nu folosesc de obicei pay to win în jocuri single player. Adică mi se pare că există concept. Nu, dar ideea e că you can... Da, pentru că nu e detrimentul altcuiva pe exact, internet, da. Ai dreptate, da, fair enough. Așa, băi, you know, stați-mă, dar lasă-mă să plec, vai ce urăsc! Îți dă stun focul. Vai, urăsc, urăsc mecanica asta în jocuri. Trebuie să dea cu mâinile în aer de câteva ori și you're locked da. Into place. Yeah. What? Unde am ajuns? Nu zic că... camerei. You know, everyone choke and die. I'm now the... Ten collectors make the cutscene boss. Poți lua pe F9? Zici că e exasperarea aia de internet. Da, nu. I'm evil. Okay. Bine. Minunat. Everyone. I've had enough of this. Am tras din greșeală. E ok. Știu toate cuvintele cu litere. Și ți le voi spune acum că sunt rău. The central control system is in an alcove in the center of the back wall. You can inject the cure. Ok, let's go hit the back walls. Ia mai întâi the good stuff. Da. Adică cred că the good stuff e doar un da, ăștia am. Good. Quick save. Am cu X-Men. Nu cred că ai. Va trebui să joci tare. Cure's locked in. Once we get the fans going, we should be good. Start dashing for it. Trage altul când sunt mai mulți. Da, it's știu că stă. Da. Oricum o să creștem ammo capacity la special weapons până la level 50. E ok. No worries. Also, nu o să mai folosim alt special weapon decât aia care o să primim de la joc normal, la mai încolo puțin. E the best one in the game. Good. Știi de care zic, nu? Nu. Ah, ok, o să vedem. Ce tu știai, înainte să rejoci? Gotcha. No. Dar nu, când am primit-o, am zis like, oh fuck, I forgot about this one, da. Da, nu mai țin minte. E aia de la The Collectors, the beam gun. Ah, da, faci. Da, yeah. The best in the game. E the best pentru că face sustain damage și dacă îi punem și special perks pe ea, topește armură și scut, deci ok. Baza. Foarte bazat. Da. Ai venit după mine sau care-i faza? Nu! Am să schimb că Rocket Launcher-ul poate și dagi. Uite, asta spre deosebire de Dragon Age. Ce poți face cu Rocket Launcher-ul de spirit de Dragon Age? Poți să... În sensul că în Dragon Age fireballs cannot be dodged, aici... Ah, da. Păi aici e real-time combat, nu-i turn-based. Da. Da, Paul, mă referam la celebru rocket launcher pe care l-are Dragonul. Morrigan. Da, Morrigan, că l-are cu un RPG. Let's get this shit done. Bă. Ok, Morrigan. Wait. Bă, stai, lasă. Doamne, cât durează. He's having a bad time. Măcar atâta. Da, să mai fie ceva prin cameră. True. Gata. Bine că ai luat tot. Da, exact, mă duc înapoi, pui mea. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping, patients improving, Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me.
Yep. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. I thought about it. Dice? Dice? I made a promise to spare them if they let me go. Dice? N-am I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Still. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Da, go da, check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. You shouldn't know. Du-te și omoară niște oameni periculoși. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic should be able to handle it now that Vorcha are gone. Don't forget our deal. I honored my part of the bargain, Professor. Now you need to do the same. Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. Stay. I'm gonna look around for a moment. Ok, perfect. Nice. Ce? Press B to end mission. Ok, deci mă duc să văd dacă mai e ceva de explorat și de găsit în harta asta. Ce? Cred că we might actually do it, chiar și cum jucăm noi cu roleplaying. We might actually work out. Morden said all those things. Full gauge la ambele. Da. Știi ce? Nu cred că salarienii au un Hipocrate pe planeta lor. True. That's why Morden is so chaotic. Ah, ok, nu pot. Deci aici. Bine, ok. Whatever. Ce-ai luat? Level up. Okay, missions, Carnifex Hand Cannon, Assault Rifle Damage, Credits, Palladium, Iridium. Apreciez rezumatul ăsta la final. Îl apreciez, maxim. E ciudat integrată structura asta pe misiuni. Whatever, that gives a world. Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. Acum sunt pe Normandy, dar eu aveam treabă pe Omega, mai am treabă pe Omega, să cobor înapoi, știu, dar e ciudat că adică puteam să vin înapoi să vorbesc cu toți după ce i-am colectat, știi? Dar Paul trebuie să-ți dea casinul ăsta, ce nu înțelegi? I know. Cerberus hasn't changed. Yep. Don't kid yourself, Professor. Humans still come first in the elusive man's eyes, but this mission is too big for them to handle alone. The collectors are abducting human colonists out on the fringes of Terminus space. Not simple abductions. Wouldn't need me for simple. Entire colonies disappear without a trace. No distress signals are sent out. There are no signs of any kind of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all. Except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No. Spreads too slow. Airborne virus? No. Slower than gas. Drugged water supply? No. Effects not simultaneous. Intriguing. Fascinating. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the collectors did this. Analyze the samples. We're going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? Ce pula mea crezi că e? Ce mă amuză, știi că AI-ul este interzis? Da, e bun toată galaxia. Deci probabil că e plin de ele. Yep. Ei, aflăm în DLC-uri. Da, jihadul butlerian, but shitty. Da. Jihadul butlerian, but liberal. Da. Yes. The ship is equipped with an artificial intelligence. Yep. An AI on board, non-human crew members. By the way. Cerberus more desperate than I thought. The collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists. Need to identify, neutralize technology. Need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. Efectiv, e în dreapta. E în dreapta. E acolo. În camera asta. Scrie laborator mare sus. Da, adică, uite, Paul, ești tu acum pe ușă. Da, vreau să mergi tu. Nu, deci este un prompt, probabil. Nu. Ești pe ușă. Ești pe ușă. Da? Ok. Uite-te stânga-dreapta. Tech lab. Uite. Wow. Salut, Mordin. Ce mai faci? Scrie fucking... L-ai găsit? Scrie Tech Lab. Hai să zic eu la comms. S-a pierdut în București. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the elusive man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Ah, îmi bag și eu de la DGFTL-ul ăsta. Ah, chestia aia care exista și în Mass Effect 1, numai că nu era explicată?
Da, fii atent, pro tip, când ai mesaj pe panoul ăsta de aici de la de VR sau ce naiba este, o să zică answer call, nu o să zică. Ah, ok, deci n-am nimic. Nu, îți spune eu când o să ai mesaj. It's a calm relay and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point. Dar aveam deja în 1. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. Deci, that's că... all for now. Logging you out, Shepard. Sistemul... Așa că are numai Elusive Man. Da. Sistemul mai există în Jean de SF-uri. În principiu e vorba că ai poți să faci două particule legate una de cealaltă și să reacționeze în timp real una la... S-a făcut deja chestia asta, by the way. Au reușit să teleporteze un, să, între ghimele, să teleporteze un electron, parcă, pe stația spațială, adică de pământ pe stația spațială, adică au acționat asupra lui și au văzut reacția instantaneu, fără delay-ul pe care l-așteptau în mod normal. Nice. Deci tehnologia este emergentă și... Păi hai, man, hai cu conexia la internet, da. Ideea FTL. Că, ideea că mi se pare hilar că aveai instant communication și în Mass Effect 1 și acum îți fac un big deal. Lasă-mă, wow, putem să jucăm. Costă? Ah, costă platinum. Ah, nice, costă resurse, nu costă credits. Ah, nu mai resurse costă. Nu, cred că sunt inutile în jocul ăsta. Bun. Bine, ba nu, sunt utile ca să golim magazinele de upgrades. Of course. Și să luăm nave și pești. Cerberus Assault, Armor Collector Assault. Îmi place foarte mult cum trage Collector Assault Rifle-ul. Scorn. Eu am folosit-o foarte mult. Asta e din DLC. Asta nu-mi place, n-au pus să nu fie da. Din DLC. Nu, sunt din DLC, dar de eu am jucat cu... Nu e OP, doar îmi place cum trage. Are un mod de firing foarte bun. Asta am luat-o la început. În Mass Effect 2 oricum armele nu au stats. Sunt doar cum trag. Știu, aia îmi place. Aia îmi place foarte mult. Adică care îți place ție, Pyro? Exact. Armurile, în schimb, au stats și... hai să mergem în cameră, poate găsești o armură care îți place. Eu am una care mi-a plăcut sigur, dar tu alegi acum. About upgrades assault rifle. Nu, îți spune ce ai făcut. Ah, ok, deci doar research mă interesează. Da. Am luat niște heavy weapon ammo și mai multe chestii. Da. Îmi place că rămân aici pop-up-urile cu ce ai făcut și ai. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular, very helpful. Best setup I've seen since work with special. Ești aici de 5 minute. Nu e de mult timp. Pentru că el percepe timpul cumva. Da. M-a făcut deja caca în colțul camerei. Is your sister Daniel settling in all right? Quite well, safe and secure. Neighborhood mostly quiet with plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well, safe and secure. Neighborhood mostly quiet with plague gone. Da, left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Working with the facility in which special tasks. Noise. Da, never used them in STG. Ce făcea acolo? More about the Solarian special tasks group. Intervenționism. Respected organization. Clandestine. Okay. Handles difficult assignments with limited oversight. Recon analysis. Occasional wet work. Identify problems. Have neutralization options ready should need arise. Model for council specters based on special tasks group. Based? Oh, yeah, very similar. Sunt șocat. Da. Nu, tell me about special tasks. You said you were in the special tasks group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under young captain named Kirihi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. I met Kirihi. I worked with an STG captain named Kirihi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Vermeier. Heard Kirihi died on Vermeier. Not enough equipment for operation. Still managed to take down facility. Good captain. Dedicated. Bit of a cloaca, though. No. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Nice talking with you, Morden.
I should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. So much data, I love it. O să fac niște intervenționism în cap acum. Roleplay intervenționism. Nu aici, o să mergem pe celălalt, la Armory. Putem să-l confruntăm despre crimele lui de război în misiunea lui de loyalty. Și știu și vom face asta. Da, we will. A, ce mișto, toată armele din joc aici. Ne place. Apar când găsești chestii noi. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. Bringing in you wasn't my choice. You're here because you're Cerberus. Don't expect special treatment. Understood. But not everyone in the group is hardline. I'm an employee because I believe in their current direction. Human supremacy. Doesn't mean I don't have concerns about their past actions. Or some of yours. You watch me, I'll watch you. That suit you? Okay. What has Cerberus done to make you He's nervous? He's not political. A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. I mean, I can tell you what's gonna happen in 3 days. I appreciate your honesty. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. Are dreptate, Jacob. Amenințarea e mult prea mare să ignori Cerberus acum, dacă da, te absolut, tot. Absolut. Dar în același timp, e like, eu poate nu știu în trecut, dar, cine s-i o să-i judec? Damn it. I hate bio-morality. Care-i diferența între ele? Niciuna, așa-i? Firing style. Still, unde-i mecanica? De ce nu mi-arată? Nu, trebuie să le testez tu. Tu ai picioarele în joc. I know. Ok, și la special effects. Weapons, calibrate to, don't really care. Katana, hai, Eviscerator-ul, Carnifex. Eu zic să... Zi. Mai vrei să mai faci încă un recruitment? Vreau astăzi. Nu cred că neapărat, dar vreau să mă ajung înapoi pe Omega oricum. Că aș fi vrut să faci și Archangel. Nu cred că ajunge la Archangel. E mult prea... Yeah, pretty straightforward. Vreau să facem wrap-up pe, cel puțin wrap-up pe Normandy, cu tot ce avem de luat de aici. Was but a suggestion. Am și armura aici sau doar la mine? Nu, doar sus. Doar în sus, în camera ta, că fiecare are armura lui și basically nu primesc bonusuri. Nu mai primesc bonusuri. Dar dacă vine cineva cu un pistol la capul meu... Ok. Un pistol la capul meu și mă întreabă Jacob or Miranda. Jacob. He's more likable. Miranda este incredibil enervantă. E insuportabilă. Aici sunt doar list unread messages. Da. Care-s unread? Trebuie tu cu mâna ta să marcă-s red. Ok. A message from Anderson. On the off chance that the rumors are true, you actually are alive, I need to come talk to me on the Citadel altă dată. Will do! Healing your facial scars. Îți explică cum funcționează. A, zice că dacă ai Paragon... Ok, citește-o să vezi explicația. Da, dacă faci Paragon. Da. I've done inversely așa, and the old adage of mind over matter holds true. Negative attitudes and aggressive acts create adverse reactions with your cybernetic. Este efectiv crepăturile pe față de la Cotor 1 și 2. Da. Oribil. Dar acolo era The Force, nu? The Force te afecta. Da. Normandy Crash am făcut. Am făcut. Două. Recon Hood. Efectiv, ale DLC aici. Overlord, Arcu, da. Okay, gata. Bun. Acum când o să vină noi, o să știe exact care sunt noi. Ok, perfect. Hai să mergem un engineering dock. Avem un upgrade în medbay care ne permite să ignorăm the facial scars, but why do that? Nu vreau. Dar bucur că există opțiunea. Da. Nu e Jack încă. Ce pot What can we do for you, Commander? Are you set up they okay down here? E același dialog. We can't complain. Da, e același da. You're complaining. Carry on. Jet. Will do, Commander. O să zic că chestia noi că o să faci ceva pentru ei. Nimic. Actually, the hell engine, you know? Când, de acolo iese iadul, când mergem pe gaura neagră. Yep. Liberate tutemet. Nimeni, aici nu-i nimeni încă, aici scrie Jack și Grunt. Învățăm și niște latină. E educativ să mergi în iad. Să mergi în dimensiunile iadului. Te întorci 10 la latină, de-aia win-win, man.
That rifle's older than you are. Da, vreau. E expozițiunea la el, da, fiecare obiect. More men have been killed with that gun than died in the Skellion Blitz. Cool. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. Ok, am înțeles, pot să taci acum. No, zice toată povestea lui la fiecare. Du-te la trash compactor până activezi încă un exposition item. Unde era? Aici. În capăt. Use it, please. Wow. And now throw it out the airlock. Ooh. E butonul în dreapta. Whee! Și-am urmărit pe geam. Nice. Am creat efectiv space garbage care o să distrugă alte nave. Whee! But was it fun though? Da. Beauty, isn't it? Pride that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Oh, okay. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Fața mea când ascult povestea. I go to the one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. Very badass. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept the helmet to remind me of that pained expression. Wow, ai bătut un Krogan cu mâinile tale? Wow. That's a model of the Varrican. Poți să iau eu? Da, aia băiam și eu. May I? Trebuie să fac loyalty quest-ul. Inside with just five men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as a new contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash. Planet side. It's not like an asshole. Thinking about past missions. Nici nu are. Nici nu are dialog, e doar expozițiune prin obiecte. Sincer, the other DLC character I like better. Are și poveste mișto. Care e acel DLC character? Hoața. Access to this room is currently restricted. Nu știu. Poate că fie n-ai jucat cu DLC, fie n-am jucat cu DLC, n-am jucat cu DLC. Ah, ok. E o hoață pe Citadel, o să o luăm. Zayed era în Digital Deluxe Edition. Ah, am înțeles. Deci pe el știu. Da, celălalt, n-am jucat Shadow Broker, de exemplu. Mai una, ideea este, nu, Shadow Broker e altceva. Știu, că e expansion. Ideea este că The Normandy a fost făcută cu două camere goale, dubios de goale. Extraordinar, mă simt. În primul rând, cum au loc trei persoane aici la duș? I mean, toate, like, all together? Efectiv, e o cabină de o persoană. Nu, fii atent, Paul, stai la unul ca să vizualizezi și lumea ce vreau să explic acum. Da. Stai undeva la una, stai fix în fața dușului, că eu nu zic, da? Mm-hmm. Așa, ești acolo? Acum, ceilalți doi, dacă ești un Krogan, male also, vă frecați spatele reciproc și vă spălați pe spatele. Ah, eficient! Da. Also, you touch butts and that is based. Yes. Oh, she's a cutie. How old? Ah, she'll be a year old next month. Oh, nice. Și dacă muriți, faci deal asta. Asta e. My family lives in New Canton. Dacă nu iau upgrade-ul de Normandy, muriți. Aici nu poți încă. Așa, dușurile de FMA. Încă nu avem pe cineva să calibreze armele. Da, mă, cine calibrează? Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Miss Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Do you have everything you need? I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. How can I help? If I had some quality ingredients... Probable. Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Fed, forget I mentioned it. Da. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Niște ceapă, this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Yep. Anything else you'd like to talk about? Please don't use slurs. Not on Cerberus. How do you feel about working for Cerberus? Based. Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance like the N-word, and the Council their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. I won't take any more of your time. Tot echipajul sunt aia, cum o cheamă? Cum o cheamă? Uita cum o cheamă.
the racist one from Mass Effect. The gunnery officer is Ashley. Required to access Ashley. The gunnery control. Mă ajută mai mult când îmi spui și cine este aia și la ce da, se referi. Da, scuze, e un echipaj de Ashley. Hai să mergem la cealaltă Ashley. Nu, mi-am dat data asta, mi-am dat Advantage. Îmi place că are pat un birou. That's nice, trebuie și tu la like, eu am dita mai fucking camera, ea e singura care are like. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? A fost of course, I'm just finishing an operation report. A fost în Handmaid's Tale. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Ce mai bun? Pot mai să mă gândesc ce-au fost celelalte. I'm not Cerberus. Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe. But I report directly to the elusive man. And I'm here because he wants me to be. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. Sunteți literalmente declarativ. No. Supremațiști. Why should I? What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. Da, ne zici deja. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. How angry was he? No, Cerberus appreciates, you know, Cerberus protection. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approves of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture. Iată. And I feel like I have a purpose here. Deci ea a fost efectiv like a very very unforgiving father's approval blah blah blah, blah trauma din copilărie și a plecat și Cerberus a ajutat-o pentru că Cerberus actually likes her assets. Da, pentru I like her assets as well. Pe lângă the other meaning of the word asset. No, she's just a good asset pentru Cerberus, că she's a mucha. Întrebarea este dacă are rost să-i dau you're better than that sau nu. You are better than that, because Saraka can talk about yourself like you're just a tool to be used by your father, by Cerberus. Exactly, she just changed owners. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. Oh, ce cum e lala. Excuses for it. That's easy for you to say. GTA 5. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. Oh no, she's Christian fundamentalist. That's not what defines you. Your spirit and personality will make you great. That's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Bine, thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Ne vedem la loyalty mission. You're still anytime, annoying, Commander. But you don't deserve anything that has happened. Pot, vă rog, vă implor, dați voi să vă îmbrac în altceva cu uniforme Cerberus. Vă să vă scoți vastica de pe umăr. We're racist and proud. Ce pui mei? Ei ai corul, încă nu este. Ăla nu, ăla ai ho-ho-hot. N-avem voie acolo. How may I help you, Commander? Do you have everything you need? This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. It's pretty fucking sick. Only thing missing are my private reserves. No. I even had a bottle of Ceres ice brandy that I was saving for a special occasion. Când ne-am grăbit să ajungem să... I'll get you another. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive. And we have much larger concerns ahead. Să o iau de pe un... Yep. Cred că puteai să o iei fără să fi vorbit cu ea. Da. Că joining, nu o conta. Joining Cerberus? You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. Based. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. Chakwas is the best. Bine. I'll see you later, Doctor. Commander. Bye, Chakwas. Ador voice performance-ul Chakwas. The other lady of age, mișto din jocul ăsta și cealaltă e aia de pe din quest-ul lui Talia, doamne, Tali. A, da. Talia. Hai să luăm pe Talia. Te rog, Paul, haide. Vreau Talia să fie companion în joc.
Nu, nu o să vrem să fac. Muzica house? Bagă. Asta nu e house. Ia vezi. By house, e. Muzica electronică e house. Așa, vezi la type mai întâi, the DLC, the ones. The Cerberus Assault Armor și the Inferno Armor. A, atât avem? Da. Înseamnă că n-ai research-uit aia de collectors. Nu, nu, că n-am avut destule resurse. Hai să vedem Inferno Armor-ul, ce, cum arată, cum customizez. Nu pot să customizez, e una, o singură bucată. Pici pe ea atunci. Asta e toată chestia. Ok, atunci. Ideea e că piese individuală s-a tot luăm, deci nu-i bai. Da. Bum, bum, bum. Hai înapoi să mai vorbim și cu Joker. Joker! Ce faci? Cum îți e cu the AI? Do you like your new girlfriend? Do you like your literalmente are waifu? Are waifu, da. Nu aici, unde no. La the command, the combat information center. Yes. The chick! On the bridge. That's the bridge. Pe pod. Morden's psych profile warned of hyper behavior, but he is like a hamster on coffee. He's going to be a very productive member of the team. Anyway, how may I help you, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh. But Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Yeoman girlfriend, advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. Our sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Orion, Turian, Salarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Exact ce spune un white supremacist asta. I don't hate black people, I want them to have their own country. You're fooling yourself if you believe Cerberus is noble. I'm sorry you feel that way. Oh, I hope time will change your mind. Well, we're not gonna fuck. Nope. Cannot. Not after this. I'm sorry. I better go. Okay. Maybe we'll talk about Renegade! Ce vedea Renegade? What the fuck? Ai fost nesimțit cu ea, ai făcut greșit la civility politics, îmi pare rău. You're a bad person, Paul. We're not gonna scissor for this. Efectiv. Joker, te rog frumos, nu fi rasist. No, he's not. I need someone. Joker, ia politics, it's just for the jokes. Tell me about Cerberus. I wanna know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? Yes, why are they so racist? How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Exact ca o organizație teroristă, înțeles. Da. Operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. Iată, Miranda e șefă de organizație Cerberus. She's high-ranking Nazi. Efectiv, așa e structurat în celule. E orice, nu mai există și white supremacists la fel. Și Proud Boys. Ca să nu poți să dai jos leadership-ul. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. Păi și cum facem? Da. What sort of resources does Cerberus have? Știu că sigur poți să te blochezi. Money, personnel, facilities? No, not anytime soon. I have a block that prevents me from answering that question. A block? A block? E aceeași, am mai zis. Ai aceea? Ok. Nu, o să mai încolo. How does Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. Let's discuss something else. Ready. Ok. Unde e casa ei? Nu, stai, I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? De puțe. How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Oh, nu pot să pornesc eu airlock-ul. Your name? Why are you named Edie? Edie is the phonetic pronunciation of E-D-I. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Unde locuiești? Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. Oh, hai acolo. Da, știu. Another topic. Let's discuss something else. Okay. That's all for now.
Joker? Yeah, voiced by Trisha Helfer. Oh, nice. Cred că am mai Commander. Asta. Da, acum când am auzit vocea, I still have a shock finding that out. The squad, the good old days, don't care, the squad? What do you think about the people we're picking up? Joker. Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. You know how things, the cockpit. I assume everything's going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. Touch, Joker. It's got a mute. Use it. Da. If you don't want to hear it, turn the damn sound off. Well, it doesn't change anything. Dar-aș. It's still watching. Like some creepy kid staring at the back of your head in comp side. You just want to punch him, but he's special and he sets fires or something. Okay, a little too far there, but you know what I mean. Fuck, Joker. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. That's it for now. See you, Commander. Wow, okay, Domnul Telltale Games. Joker will remember this. Oh, Jesus. Omega. Hey, Joker, cu vocea lui Chris. Da. Nu aici trebuie, efectiv să mergi pe hartă, să alegi ea, da, I know. Suntem parcați! Nu, stai în spațiu! Nu suntem parcați, că am putut să dau, da, că am putut să dau și eject. Uite ce ineficient. Ce ineficient! Dar știi de ce ai putut să dai eject? Pentru că e o singură hartă cu da, știi. Uite, suntem docked, efectiv suntem docked. Nu, you have to dock, uite unde eram. Eram aici. Deci ne-am dus acolo, am plecat înapoi în hăul spațiului. Da, ca să vorbim cu Mordin. Da. Și awkward adică, silence până atunci. Da, Joker, de ce trebuie să mergi până în hăul spațiului? Stăm aici să vorbim cu Mordin. But I have to, Captain. This is what I have to do. I must justify my existence. Bonk. De ce are un om vetruvian acolo? Nu știu, dar știu sigur că luăm pe Miranda și luăm pe Mordin. Mordin, da. Yes. Așa, quest-uri. Deci, voiam really shockwave. Recommend incendiary ammo, ca după aia să luăm cryo ammo. Ok, bun, atunci luăm așa. Incendiary arde armură counterintuitively. Okay, super, și cryo e doar ingheață, cryo, nu? Just good, It's just good. Și după aia poți să iei și shockwave, că și ăla e foarte bun. Și voi v-ați făcut level up, voi l-ați făcut, perfect. Yup. Și ce am pus deja? Așa, Mordin are Carnifex și Shuriken Machine Pistol. Sunt auto-equipable pentru ei, pentru tine să verifici dacă le-ai tu echipate. Am verificat deja, aveam. Also, le echipasem pe navă. Dar nu pot să verific acum. Dr. Solis's assistant has been helping any patients with complications. Iată. Excellent. Knew he could do it. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. Vreți să nu te plimbi foarte mult? Da. Că se poate întrerupe audio-ul ăsta. Dacă începe alt voice line. Da. Să intru aici, să văd dacă mai este ceva? A, există sigur ceva aici, rog. Ai! Yep. A, nu, am fost deja aici, fără fac. Ai fost? Da. Nu, voiam să văd unde era intrarea în the slums. Nu știu cum mai este. Da, nu, slums sunt forever locked. Dar vreau să te plimbi pe aici, că mai sunt chestii. Da, asta și vreau să minore și important. Adică minore, utile și minore, nu mari. Mad listen prophet? To this guy, he's preaching. End is not humans. A blight on galactic purity. We kind of are though. Ah, purity, my bad. You're a blight. You. And you, human. Okay. Go off, King. Proteans cast off the lesser races. The Krogan. Okay, never mind. Okay. Ah, he's just racist. Hey, wait a minute. Mă întreb ce religie. Ah, ok, rasism, ok. Băi, stai, când am fost ca să ajung în... Ah, nu mai este. Quarantine zone este complet închis, da. Am înțeles. Also, vorbește mai întâi cu The Seller și după aia într-un magazin că more often than not they give discounts. Ok. Tentatively excited. Vă ador. Welcome. Are țigară în gură. What can I get for you? Ah, ador. What do you have? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, mostly. My prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do.
courteously. Have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Cumpăr tot, basically, nu? Da, tot, absolut tot. Like, there's no reason not to. Că nu poți să iei dubluri în jocul ăsta, which is great. No, nope. Doamne, ce inventory management satisfăcător și straightforward are. Yup. Mi se pare că în 3 nu mai e așa. Că lumea s-o plâns, că e prea streamlined. La și 3 e ok. Da, mai ok ca 1. 1 e by far the worst. Da. Ca inventory management. Vezi tu ce mai e pe aici? Da. Vezi mâncare pentru bătaș. Not much. Da, ce nu pot să dau? Știu, că nu e destul de mare. What have you got in stock? Dar vreau să fie mare. A lot of merchandise comes through this station, and I snatch up the best of it. That's because role-playing would be pretty prohibitive for me to get I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. How is that good? Da, how is that not a renegade move? You're just an asshole. Stop being a Karen, Shepard. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can, but don't tell anyone or I'll lose my shirt. This is a good line. Da. Stimulator conduits. Yes. Fucking get all the shit. Model Turian. Yes. Asta nu ne permite. Wow, ce scumpă e, holy shit. Vreau să văd the Fornax. Oh. What is that? What is the titulating Alien magazine? Oh my god. Mai cumpărăm Fornax. Ce luat de pe Omega? Ah, porn. Uite-o. Da, asta e. Asta o porn. Rămâne fără bani, dar uite-o. I love it. E sigur că este bună din cross promotion. Vezi acolo ce... Nu pot vorbi cu nimeni aici. E la ceva Browsing Emporium, nu? Nu, e Pirates Emporium care e dincolo de... Îmi place că se highlight-ul e la distanță, da. Chestii ca să știi dacă în direcția e ceva, dar... Nu, asta era. Nu, asta e Mars, stai. Nu, Haddock e la the Alcor de dincolo, e on the other side of the wall. Da. Yeah, you're excited. Da. Welcome, human. What I can I do? Courteously, have a nice day. Have a take fine a look at my kiosk. Kiosk. I don't know, Cody. Ei vorbesc așa pentru că mai simte explicația? Da, pentru că ei când comunică ton o fac non-verbal. Doar că oamenii nu pot să dea seama de cue-urile sociale și vizuale care le... care... ca să dai seama dacă e supărat sau... Da, exact. Pentru că trebuie să anunță tonul tot timpul. They're doing this out of fucking politeness for everybody exact else and I love it. I love what's it behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? I'd like to join the party. Shepard. Hello. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Dar there are no house to that. What do you want? I don't want anything at check all. Bine, o să zic muzica house în altă parte, extraordinar. Yo, the future. Îmi place că viitorul e doar house music. Nu, vreau să spun că existau mai multe house. În 2010 era house popular. House music, house MD. Yep. Salut, omule rău. Leave, human. Tell Captain Gavorn we not kill anyone today. Ok. I don't know Captain Gavorn. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavorn we know place design of Volta. We da not kill anyone today. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavorn's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavorn's tricks. We leave. Am avut o conversație foarte productivă. Și acum ai toți Vorcha pe Omega vor pleca și ai reparat the Vorcha problem. Uite, da, exact. Chestiunea vorcească. Oh god. Bumți. Vorcha talk to Mordin. Stai Mordin nu l-avem Mordin. Stai, ba da, l-am pe mine. Ce, unde mă duce asta? Deci the Afterlife VIP era și Lower Afterlife. Am ajuns înapoi în Afterlife. Cred că doar face observație, nu e nimic important, okay. Dar go and talk. Vorcha adaptation interesting. Not just biological, social as well.
urban area adapting to them in return. Large concentration. Hope they're controlled. If they attack, as happened near my clinic, casualties likely. Nice. Trebuie controlat vocea, înțeles? Morin a zis-o. El nu e ochi, el a zis. Da. Patriarch. Patriarch. You said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. Mă scuzați, la conversație. I'm the Patriarch. Aureus Patriarch. What? What do you want? What? Oh my god, Patriarch. It's like a sorry matriarch, only male. Lol. Am uitat. It was Aria's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor. Ai fost tu crime boss. N-a fost la bitch. Da. What do you know about Aria? Bitch. A few centuries ago, girl boss. Omega was my go life. Off queen. When Aria arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. Why? What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. Okay. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. Based. I should be going. I like Aria. Și mi-e place. Cine? Așa, aici e tot ce era. Vreau doar să... Vreau să te las înapoi în fața Ariei. Cred că o să iau, ea ne avansează și... Da, faci! Aia vreau să zic, ea ne avansează și mai departe. Cum era aici meta-ul, sit forward, doar dacă zici la țâțe, nu? Like, dacă stai, pe sit forward, I wanna see the booba. Nu, e doar să schimbă poziția. Tip, be nice. Pay your best, sex workers. Yep. Nice. Chiar schimbă dansul când ai timp, ok, nice. În 1 era support sau lean back dacă vrei să vezi tits or ass. Ah, da. Nu, aici doar îți schimbă stansul. But it's nice. Tung. Ce e ăsta? E Alvin Van Buren sau... DJ Tiesto, nu știu. Ah, ok. E Scooter, Maria. Nu, Scooter, I genuinely like Scooter. Scooter e mai... Pe lângă, Scooter e dată timpul mai punk. As far as electronic music goes. Order the drink, nu vreau. Yeah. Care e ceva important. Nu o să fac atât de mult foreplay. Ah, nu, dar o să dansez ca Shepard. Let's do it. Da. Yep, that's how I dance. Oh yeah, let's yep, go. Yep, așa dansez. Oh yeah. That's me at the club. That's a military man right there. That's how white I am. Oh god. Ia uite-te la oamenii aia de pe sus care stau și se uită pe balustradă. Wow, ok. Evi stau pe loc. Nu tot timpul, dar unii sunt just sprites. Ăștia sunt poligonal, loc. Ah, ok. Da, cred că, da, uite, Asariu din background. Yep. E sprite. Yeah, e la fel, indiferent din ce te uiți. You gotta conserve the memory, though. Da, uite, dacă nu aveai tu boala asta, n-aș fi aflat niciodată. Păi nu, pentru că efectiv nu observ chestia asta. Yep. Nu e ceva ce supără sau nu. Pe 360 nu a apărut asta. Cred că da. Și 360. Da. Iată, știri galactice. Cred că în jocul ăsta încă mai merită să ascultăm dialogul când ne dau quest-uri. Da. În trei sigur ne dau quest-uri dacă ascultăm. Anto. Da. Bine. Ok. Deci voi Aria. Ok, vreau numai să iau Brandiu. Da. Să fur Brandiu. Dacă nu știu un alt loc unde poți să iei. Ai, bai, ok. Băi, da. Chiar pot doar efectiv să o iau de pe... I mean...
că n-ai fi that big of an asshole as Shepard. A, nu, aici e efectiv intrare. Yep. Da. Bun, pe aceea te las în față Ariei și continuăm cu... I hear you're recruiting. Nu, încă. Ăsta e Archangel. Nu, dar nu vreau. You'll get paid when the job's bine, done, okay. Just like everyone else. Hai, fă yellow, ok, lasă-mă acolo. Well, aren't you sweet? You're in the wrong place, honey. Stripper's quarters are that way. You motherfucker. Show me yours, tough guy. I bet mine's bigger. Impressive. I mean, it's not, love it. So, you're here to fight them. Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, and the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Glad to see the gig economy in space. Merc Band Assault, nu mă interesează Plan of Attack, nu mă interesează location, mă interesează doar Fire Archangel. Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. We're in his turf. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Vorch out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Bina. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take it from there. Deci, stand on the next one. Pot să mă lași chiar la... Hey, is this where I sign up? Da. Yeah. Yes. This is it, but it's no game, kid. I grew up on Omega. I know how to use a gun. Okay, you'll cool. need to know more than that if you want to survive. I can handle myself. Okay. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, Woody! Trust me, kid. You'll thank me later. Dă-te o palmă la pistol. Oh. Asta e scena din Kill Bill cu Go Back to Your Mama. Da, da, da. Don't you know that little boys don't play with big swords? Bine. Sau cum era? Da. Uite, te las aici. Da. Mai vorbim cu Aria, ce avem de vorbit toată trecută și după aia merge după Archangel, că e ultima chestie pe care mai avem de făcut pe Omega, acolo la Trans Depot. Step on me, mami, Aria. Asta, asta îi vei spune tu data viitoare. Îi voi spune. Dar până atunci, Edgar. Da. Mai ai de spus ceva? Pentru că ne-am întins destul de mult. Mass Effect are un sistem de vocalitate foarte bizar. Așa este. Așa că în cazul acesta, eu am fost Paul. Iar eu am fost Edgar. Și ne vedem data viitoare. Nu-mi pasă. Bye. Bye.